este deloc liniștitoare pentru Elena Udrea. Ea va putea fi extradată din Costa Rica, deși în acest stat, între acest stat și România nu există un acord de extradare. A spus-o astăzi chiar ministrul Justiției. Totul în baza unor convenții internaționale aflate în vigoare, pe care ambele țări le-au semnat. Tudorel Toader a afirmat că în baza acestora un cetățean român condamnat a fost deja extradat din Costa Rica. Extradarea este posibilă, chiar dacă nu avem un tratat bilateral de extrădare cu Republica Costa Rica. Ionela Lucan, colega mea, a fost la Ministerul Justiției. Ionela, bună ziua! Când ar putea începe procedura de extrădare? Bună ziua, Mihaela. Procedura de extradare a început deja. Se așteaptă o decizie din partea Tribunalului București privind această cerere de extradare, care va fi trimisă ulterior Ministerului Justiției și de acolo către statul central american Costa Rica. Iar astăzi ministrul a arătat care sunt cele două variante prin care Elena Udrea ar putea fi adusă acasă. E vorba mai întâi despre un posibil tratat de curtoazie încheiat între cele două state, special pentru această speță, și în baza acestei înțelegeri a mai fost adus acasă un cetățean în 2015, care era acuzat de înșelăciune, iar o altă extradare este acum pe rol. Iar cea de-a doua variantă ar fi, așa cum spuneai și tu, această convenție ONU privind infracțiunile de corupție și care ar putea fi invocată pentru ca Elena Udrea să fie adusă în România pentru a-și ispăși pedeapsa de 6 ani de închisoare cu executare. Dar ea mai are un avantaj. În septembrie, potrivit declarațiilor ei, ar trebui să nască un copil, iar acel copil va primi automat cetățenie costaricană. Iar în acest caz, lucrurile s-ar putea complica destul de mult, pentru că statul ar putea refuza să despartă minorul de mama lui. Până una alta, declarațiile de ultima oră făcute de Elena Udrea prin intermediul avocatului său sunt acelea că nu intenționează să se întoarcă deocamdată acasă și vrea chiar să atace această decizie a înaltei curți printr-o cale excepțională de atac, anume revizuirea. Mulțumim pentru informații, Ionela.